În seara aceasta suntem la cea de-a patra prezentare din seria cu titlul Un nou început. Am ajuns deja la jumătatea seriei de prezentări, iar titlul prezentării din această ocazie este Temeri, suferințe și descurajări. Poate fi judecata o veste bună? Trăim pe pământul acesta într-un context în care nu se poate să nu te confrunți cu probleme. Și pare că în ultimul timp, parcă toate lucrurile au început să se agraveze. Oriunde ne uităm, sunt probleme. Sunt probleme în societate. Observăm că în contextul sfârșitului acestuia de an, lumea noastră se confruntă cu două războaie majore. Lăsând lumea politică la o parte și uitându-ne la noi, la viața noastră, ne dăm seama că fiecare dintre noi ne confruntăm cu probleme. Sunt probleme de natură emoțională. Și vreau să vă spun că am rămas surprins după pandemie, în rândul persoanelor pe care le cunosc, cât de afectați au fost oamenii de depresie. Știți că în perioada pandemiei, cele mai consumate medicamente erau medicamentele antidepresive. Să te închidă cineva între patru pereți, să nu mai ai voie să ieși afară doar cu cerere, să ieși doar câteva ore afară, oamenii erau disperați. Și mulți dintre ei au ajuns pe pastile pentru că ajungeau la exasperare. În Marea Britanie, în perioada pandemiei, consumul de alcool și de droguri a crescut exponențial. Mă uitam la un reportaj care arăta câteva imagini din Olanda. În Olanda, anumite droguri sunt acceptate, sunt legale. Și atunci când a venit pandemia și oamenii au fost închiși în casele lor, tinerii făceau coadă la magazinele la care se vindea marihuana să-și facă provizii. După pandemie, vorbeam cu părinți și îmi spunea: frate pastor, nu mai recunosc copiii. Nu mai recunosc copiii. După câteva luni în care au stat și au făcut cursurile acasă în fața calculatorului pentru că nu mai puteau să meargă la școală, zice, s-a întâmplat ceva cu copiii noștri. Un tată îmi spunea, copilul meu a început să aibă coșmaruri. Dragii mei, trăim într-o lume care se confruntă cu probleme. Și în contextul acesta ne întrebăm, Doamne, unde ești? De ce nu intervii? Nu-ți pasă de noi, copiii tăi, pe care citim în Biblie că Tu ne-ai creat? Am încercat să găsesc câteva statistici și am rămas uimit de ceea ce am descoperit. În anul 2023, doar în Statele Unite ale Americii, 21% din populație suferea de depresie. 2 din 10 oameni suferă de depresie în anul 2023 în Statele Unite ale Americii. Asta înseamnă undeva la 280 de milioane de oameni. Și ce înseamnă 280 de milioane de oameni? Bucureștiul, de fapt, țara noastră, România, are în jur de 18-20 de milioane de locuitori. Doar în Statele Unite ale Americii sunt 280 de milioane de oameni care suferă de depresie. Vă dați seama ce înseamnă numărul acesta? Și lucrurile nu se sfârșesc aici. În ciuda faptului că medicina a ajuns la un nivel inimaginabil în istoria lumii, avem cei mai buni specialiști în diferite domenii, avem medici specializați în toate aspectele bolii. În ciuda lucrurilor acestuia, avem extraordinar de mulți oameni bolnavi. Dragii mei, se nasc copii deja bolnavi de cancer. Copii la doar câțiva anișori sunt bolnavi de diabet. Săptămâna trecută, spre sfârșitul săptămânii, mă sună un
o cunoștință de la biserică, un membru de la biserică și spune: frate pastor, rugați-vă vă rog și pentru soția mea, pentru că fratele ei tocmai ce a pierdut un băiețel, singurul băiețel pe care îl avea, de doar 2 luni. Doar 2 luni a trăit, atât. S-a trezit cu o malformație la inimă și a trăit doar 2 luni. Dragii mei, în ciuda faptului că avem cele mai bune tratamente, avem cei mai buni specialiști, avem spitale care sunt echipate cu tot felul de tehnologii, oamenii sunt mai bolnavi ca niciodată. În anul 2019, 18,5 milioane de oameni mureau la nivel global de boli cardiovasculare, de inimă. 18,5 milioane de oameni, doar de inimă, populația României, dragii mei, într-un an, 2019, au murit doar bolnavi de inimă. De cancer, în același an, 10 milioane de oameni. De diabet, 1,55 milioane de oameni. Trăim într-o lume în care se moare. Trăim într-o lume în care este suferință la fiecare pas. Dragii mei, îmi povesteau bunicii mei că în trecut se murea pentru că nu mai aveai zile. Se murea de bătrânețe. Ați mai văzut pe cineva astăzi să moară de bătrânețe? Toți oamenii, majoritatea lor, mor de boală, nu mai mor de bătrânețe. Rar mai găsești o persoană care să nu fie bolnavă când a ajuns la capătul zilelor. Se moare astăzi de cancer, se moare astăzi de diabet, se moare astăzi de hipertensiune arterială, se moare de atât de multe boli, în ciuda faptului că avem atât de mulți specialiști, atât de multe tratamente. Și ne întrebăm astăzi: Doamne, de ce? Unde ești? Ce se întâmplă? În seara aceasta vreau să descoperim împreună, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, de ce atâta suferință? De ce suferă oamenii atât de mult? De ce se moare astăzi? Pentru că știm că Dumnezeu ne-a creat să fim nemuritori. Vorbeam seriile trecute că omul a ales să cunoască răul. Dumnezeu a intenționat ca noi să cunoaștem doar binele. Însă întrebarea de fond este: nu e Dumnezeu suficient de puternic să stopeze răul și să avem parte în condițiile astea doar de bine? Și acum, dragii mei, o altă întrebare care poate ne frământă pe mai mulți dintre noi. Nu ar fi normal ca dacă ești credincios și asculți de Dumnezeu să nu ai probleme? Adică eu înțeleg să aibă probleme o persoană necredincioasă, o persoană care nu crede în Dumnezeu, o persoană care înjură pe Dumnezeu, o persoană care încalcă toate legile lui Dumnezeu. Ar fi normal să suporte consecințele propriilor păcate o astfel de persoană. Dar vreau să vă întreb un lucru. De ce suferă și oamenii credincioși? De ce se îmbolnăvesc și oamenii care cred în Dumnezeu? De ce se îmbolnăvesc copiii care sunt nevinovați? De ce? Unde este Dumnezeu? Dragii mei, vorbim în contextul acestor prelegeri despre un nou început, despre apropierea revenirii Domnului Iisus Hristos. Și în tot știința sa, Domnul Iisus Hristos a prevăzut faptul că în zilele din urmă, în zilele care vor precede cea de-a doua sa venire, va exista mai multă suferință decât a existat vreodată pe fața Pământului. Și în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos, El însuși, înainte de a se înălța la cer, a avut grijă să ne lase câteva cuvinte, pe de o parte de încurajare și pe de altă parte pentru a ne explica suferința. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în seara aceasta, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, și să citim împreună de la versetul 1. Este un text arhicunoscut, însă este un text care
Are un sex, un sens extraordinar pentru noi astăzi în timpurile pe care le trăim. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 1. Aceia care aveți Biblie la dumneavoastră, deschideți-le la pagina 1045. Spune astfel. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dragii mei, înainte ca Domnul Iisus Hristos să ne facă promisiunea că El se duce să ne pregătească un loc și se va întoarce să ne ia acasă, Domnul Iisus Hristos a prevăzut că în perioada aceasta în care nu va mai fi printre noi în mod fizic, vor exista extraordinar de multe motive ca să ni se tulbure inima. Și Domnul Iisus Hristos a avut grijă să ne spună, indiferent ce va fi, indiferent ce se va întâmpla, să nu vi se tulbure inima. Poate să nu ți se tulbure inima astăzi, când există atât de multe probleme? Citeam o statistică. 2,3 miliarde, atenție, cred că am ajuns undeva la 8 miliarde de oameni astăzi pe pământ. 2,3 miliarde de oameni, adică 29% din populația globului, nu are acces adecvat la hrană. Dumneavoastră vă dați seama că 3 din 10 persoane astăzi, în 2023, nu au acces adecvat la hrană? Și 9 milioane de persoane mor anual din lipsă de hrană, în mod special copii. Poate să nu ți se tulbure inima când vezi atâta nenorocire? Dragii mei, știați că astăzi, din 2 cupluri care se căsătoresc, unul divorțează? Procentul este 50-50% astăzi în Europa. Din 2 cupluri care se căsătoresc, unul divorțează. Și în urma unui divorț, nimeni nu cântă, nimeni nu fluieră. E suferință, dragii mei. Rămân uneori copii, trebuie să împarți copiii. Cu cine să meargă copilul? Cu mama sau cu tata? E durere. E suferință. Și Domnul Iisus Hristos a prevăzut că lucrurile acestea se vor întâmpla. Și Domnul Hristos a spus să nu vi se tulbure inima. Dragii mei, nu ar fi normal ca oamenii credincioși să nu sufere? Nu ar fi normal ca Domnul Iisus Hristos să țină un pic mai mult la copiii lui care îl ascultă decât la cei care nu îl ascultă? Nu facem noi așa, parcă copilului care nu iese din vorba noastră și este ascultător, parcă îi dăm bani mai ușor decât copilului care e mai neascultător. Parcă așa se întâmplă în lumea noastră. Dar auziți, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Așteptarea aceasta că dacă ești credincios să nu ai probleme, nu este o așteptare conform Bibliei, conform cuvântului lui Dumnezeu. Dați câteva pagini în Ioan, capitolul 16, la versetul 33 și citim următoarele cuvinte, pagina 1049. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33, spune așa. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Trăim astăzi în contextul unei mari lupte între bine și rău. Trăim astăzi în contextul unui război între Dumnezeu și diavolul. Pământul este locul în care această mare luptă se dă. Și în ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos ne promite că vom avea parte de o viață veșnică, diavolul cu tot din adinsul caută
să ne descurajeze, să ne creeze probleme, ca nu cumva să avem parte de ceea ce El a pierdut. Diavolul a fost în ceruri. Diavolul s-a bucurat de o poziție privilegiată în ceruri și știe că poziția lui va fi poziția noastră. Și pentru ca nu cumva să ne bucurăm noi de ceea ce El a pierdut, diavolul caută să producă durere. Și Domnul Iisus Hristos ne avertizează și spune: nu te aștepta, dacă ești credincios, să nu ai suferințe. Hristos însuși, care a fost cel mai credincios om, El n-a avut nicio greșeală. Biblia spune că pe nedrept a fost scuipat, a suferit de foame, pe nedrept a fost bătut, a fost crucificat și a murit. El nu a făcut nicio greșeală. Cu cât mai mult noi, care suntem niște oameni păcătoși și greșiți, și Domnul Hristos ne spune și ne avertizează: nu vă așteptați să nu aveți probleme. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Toți fugim de probleme, nu-i așa? E cineva căruia să-i placă problemele? Vă place când sunteți încercați? Vă place când șeful nu te plătește la timp? Vă place când sunt probleme în familie? Când vă fac probleme copiii? Nimănui nu-i plac problemele. Și totuși, dragii mei, care ar trebui să fie perspectiva noastră asupra problemelor? În urmă cu câțiva ani de zile, eram pastor într-un district din Prahova și mi-aduc aminte că într-o vineri seara eram la biserică și după ce am terminat predica, mă îndreptam cu mașina spre casă și un prezbiter, un conducător al bisericii dintr-o altă localitate, îmi dă un telefon. Răspund la telefon și îmi spune în felul următor: frate pastor, să vă spun un lucru. Ce s-a întâmplat? Zice, în seara aceasta, înainte ca fratele care descuie biserica să ajungă la biserică, în fața porții bisericii, o fetiță de doar 12-13 ani a venit și aștepta să se deschidă poarta. I-a deschis poarta, a intrat în curte, i-a deschis biserica, a intrat și ea în biserică și a venit, a stat la toată predica, a ascultat predica. Ne-au întrebat toți: măi, cine este? A cui este? Din sat era. Dar zice, până să apucăm noi la sfârșit să o întrebăm a cui este, ea s-a ridicat și a plecat. Zic, măi, oameni buni, dacă mai vine, întrebați-vă, domnilor, a cui este? Să vedem și noi despre ce este vorba. Poate reușim să facem o vizită părinților. Dacă vine mâine, le spun, vorbiți cu ea și spuneți-i că am vrea să facem o vizită părinților. A doua zi, dragii mei, biserica începea la ora 8:30 de dimineață, fetița la 8:15 în fața bisericii, la fel. A deschis ușa, intendentul, a intrat în biserică, a ascultat predica, a stat până la ora 12 și prezbiterul bisericii s-a dus la ea, a întrebat-o: măi, a cui ești tu? Că nu te știm. A spus, cine sunt părinții ei? I-a spus, uite, spune-le părinților tăi că am vrea să le facem o vizită împreună cu fratele pastor. Ar vrea să primească o vizită? După amiază, când a venit fetița din nou la biserică, sâmbătă după amiază, a adus răspunsul din partea părinților: mâine părinții vă așteaptă să veniți să le faceți o vizită. Fiți atenți, dragii mei, că de aici încep lucrurile. A doua zi de dimineață, la ora 10, eram la poarta acestor oameni împreună cu prezbiterul să-i cunoaștem. Am intrat în curte, era tatăl, soția și două fetițe. Cea de 12-13 ani și o fetiță mai micuță. Bucuroși când ne-au văzut, am început să vorbim cu ei, să-i cunoaștem. Și la un moment dat am început să-i întreb despre familie. Și întreb: cele două fetițe sunt toți copiii pe care îi aveți?
Și, dragii mei, dintr-o dată s-a schimbat la față. Dintr-o dată s-a schimbat la față. Și mi-a spus în felul următor: frate pastor, avem de fapt 3 copii. Mai avem un băiețel mai mic. Dar zice așa: dar de când s-a născut, n-am putut să-l luăm nici măcar o zi acasă. Păi ce s-a întâmplat? S-a născut cu o malformație la creier și de când s-a născut are nevoie de îngrijire specializată și este într-un centru la Ploiești. Și zice, în fiecare săptămână mă duc de 2 ani de zile să-mi văd copilul de 2 ori pe săptămână. Această mămică, dragii mei, de 2 ani de zile se ducea de 2 ori pe săptămână să-și țină și ea copilul în brațe. N-a avut ocazia nici măcar o zi să poată să-l ia acasă. Și, dragii mei, mă așteptam la ceea ce urmează. Și mi-a pus această întrebare, frate pastor, de ce? De ce? Cu ce e vinovat copilul acesta al meu că s-a născut așa? Înțelegeam dacă era mai mare, dacă greșea, dacă făcea păcate. Dar, frate pastor, de ce a îngăduit Dumnezeu ca copilul meu să se nască bolnav? Dragii mei, ce ați fi spus unei mămici care n-a putut să-și țină nici măcar o zi copilul în brațe acasă? O mămică care atunci când vedea băieței pe stradă, era singurul băiețel al ei, îi se frângea inima. Vecini care aveau copii de aceeași vârstă cu ea și ea trebuia să se ducă de 2 ori pe săptămână, să bată câțiva zeci de kilometri ca să poată să țină și ea copilul preț de câteva ore în brațe. Ce să spui unei astfel de mămici? Dragii mei, am încercat eu să zic ceva, dar n-am știut ce să zic. N-am știut. N-ai ce să spui unei mămici care suferă de o asemenea nenorocire în viața ei. Am încercat să o încurajez, să-i vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, dar simțeam în adâncul sufletului meu că nu-i de ajuns. Însă, dragii mei, după câteva luni de zile, s-a organizat un program special, un concurs biblic care se făcea la București cu toți copiii din conferință. Și printre copiii din districtul meu pe care îl aveam acolo în Prahova, erau și cele două fetițe ale acestei mămici care trebuiau să meargă și ele pentru concursul acesta biblic. Și nu știu cum s-a întâmplat, că eu am avut mai mult loc în mașină și au mers împreună cu mine cu mașina. Și în timp ce merge drum, am început să discut din nou cu această mămică. Și, dragii mei, în clipele acelea, Dumnezeu mi-a pus un gând în minte și am întrebat următoarele lucruri. Doamnă, dacă băiețelul dumneavoastră nu s-ar fi născut bolnav, v-ați mai fi trimis vreodată fetița la biserică? Știți ce mi-a zis, dragii mei? Frate pastor, n-aș fi avut niciodată nevoie de Dumnezeu. Nu-mi trebuia! Aveam tot ce îmi trebuie, duceam o viață liniștită, nu-mi trebuia Dumnezeu. Însă zice, atunci când m-am confruntat cu această nenorocire, mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu există nimic pe pământul acesta. Am privit în jurul meu și am văzut ce educație au copiii fără Dumnezeu și am zis, fetițele mele vreau să crească lângă Dumnezeu. Pentru că dacă nu-L au pe Dumnezeu în viață, nu au nimic. Și atunci, dragii mei, am prins mai mult curaj și am spus următoarele cuvinte. Vreau să vă spun următoarele lucruri. Știți că atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni, băiețelul dumneavoastră va fi sănătos și veți putea să vă bucurați de El o veșnicie. Și tocmai datorită acestei nenorociri veți fi mântuită și dumneavoastră și familia dumneavoastră, pentru că tocmai datorită acestei nenorociri l-ați căutat pe Dumnezeu. Dragii mei, noi de multe ori ne întrebăm, Doamne, unde ești atunci când ni se întâmplă ceva rău? Dar de puține ori reușim să vedem dincolo de problema cu care ne confruntăm. Știți că Dumnezeu nu îngăduie nimic la voia întâmplării în viața noastră? Știți că Dumnezeu ne iubește și atunci când îngăduie să ne îmbolnăvim? Știți că Dumnezeu nu îngăduie nimic care nu este spre folosul nostru?
Vreau să vă citesc un text biblic care evidențiază lucrul acesta mai bine decât pot eu să spun lucrul acesta. Romani, capitolul 8, cu versetul 28, pagina 1102. Romani 8, cu versetul 28, pagina 1102. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Când citim textul acesta biblic, de multe ori îl înțelegem că toate lucrurile bune lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar Biblia nu spune asta, dragii mei. Biblia spune toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică și lucrurile bune și lucrurile rele lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dragii mei, v-ați gândit vreodată că boala de care suferim s-ar putea să fi fost îngăduită de Dumnezeu tocmai spre binele nostru? Să fie spre mântuirea noastră? Noi nu privim lucrurile în felul acesta. Noi ne întrebăm, Doamne, unde ești? Doamne, de ce ai îngăduit problema aceasta? Dar Dumnezeu, dragii mei, nu ne iubește mai puțin și ne pedepsește trimițând o boală peste noi. Ci și atunci când îngăduie să ne îmbolnăvim, Dumnezeu îngăduie lucrul acela pentru că știe că e spre binele nostru. Este un exemplu în Biblie despre Iosif. Știți exemplul lui Iosif? Dragii mei, pe Iosif l-au vândut proprii lui frați ca sclav în Egipt. L-au mințit pe tatăl lor și i-au spus că l-au mâncat o fiară. Ce nenorocire mai mare poate să ți se întâmple ca aceasta să te vândă proprii trei frați ca sclav într-o țară străină? Dragii mei, mai bine l-o morau, că era mai ușor pentru el. Să fii sclav era mai rău decât moartea. Însă, dragii mei, în ciuda faptului că a apărut cea mai mare nenorocire care a putut să vină peste viața lui Iosif, nici lucrul acela n-a fost la întâmplare. Pentru că Dumnezeu a folosit acea ocazie pentru ca Iosif să ajungă în sfârșit prim-ministru Egiptului și să salveze viața propriilor săi frați. Vă dați seama cum lucrează Dumnezeu, dragii mei? Nimic nu e la întâmplare. Nici atunci când te dă șeful afară de la servici, nici atunci când te îmbolnăvești de cancer, nici atunci când copilul se naște bolnav, nimic nu este la întâmplare pentru un Dumnezeu care ne iubește atât de mult încât și-a dat viața pentru noi. Dragii mei, atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni și ne va arăta firul vieții, vom vedea că dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul acela pentru care noi ne-am întrebat, Doamne, de ce? Cine știe pe ce cărări am fi luat-o? Cine știe ce ar fi fost de viața noastră? Și atunci când Dumnezeu va reveni și vom vedea filmul vieții, vom mulțumi lui Dumnezeu și pentru necazuri, la fel de mult cum vom mulțumi și pentru binecuvântările și lucrurile frumoase din viața noastră. Credeți lucrul acesta? E greu să crezi așa ceva. E greu să-i spui unei mămici care nu poate să-și ia copilul o zi acasă din spital pentru că s-a născut bolnav, să-i spui, e totuși spre slava numelui lui Dumnezeu și spre mântuirea ta. E greu să accepți așa ceva. Dar Biblia ne spune, dragii mei, că așa este. Dumnezeu, chiar și atunci când îngăduie o nenorocire, tot din dragoste și spre binele nostru îngăduie lucrul acela. Dar, dragii mei, cei credincioși nu suferă doar lucruri îngăduite din partea lui Dumnezeu în sensul de boli, de depresie și de alte lucruri de felul acesta. Ci uneori cei credincioși suferă și din cauza aproape lui lor. Și atunci te doare cel mai tare. Când fratele tău de corp cu care ai copilărit și cu care ai trăit zeci de ani în aceeași casă, căruia i-ai vrut binele, vine și te înțeapă și îți întoarce rău pentru bine. Și copiii lui Dumnezeu, dragii mei, când fac bine, de multe ori li se întoarce
cu rău. Persoana aceea pe care a ajutat-o când a rămas șomeră, când te duci la ea după ceva timp că se descurcă și merge bine, te uită și nici nu mai vrea să te mai cunoască. Și lucrurile astea sunt tot spre binele nostru. Și atunci când cel pe care l-ai ajutat te nedreptățește, tot spre binele nostru este, dragii mei. Sunt deseori ocazii în care oamenii spun, băi, dar l-am ajutat, măi, dar i-am făcut tot binele posibil și acum să mă nedreptățească el în felul acesta, nu se poate. Mă duc până în pânzele albe să-mi scot dreptatea. Ați văzut astfel de oameni? Eu am văzut, dragii mei. Și oamenii sunt dispuși, nu contează, să piardă orice, numai să arate că ei au dreptate și că celălalt este greșit. Am trăit o astfel de experiență pe propria mea piele, nu de mult timp în urmă. Să știți că și pastorii au păcatele lor. Eram cu ceva timp în urmă, m-am mutat într-o nouă locație, o nouă chirie, acolo unde locuiesc și acum. Și locul meu de parcare aparținea de apartamentul în care eu locuiam și am primit de la firma de închirieri un permis de parcare pe care trebuia să-l afișez pe geam. L-am pus pe geamul din față al mașinii, dar pentru că era destul de mare și de culoare galbenă, în tot atrăgea atenția de fiecare dată când conduceam. Și am zis, mă, de ce să-l țin eu pe parbriz să mă deranjeze, să mă jeneze în timp ce conduc? Îl pun pe luneta din spate, pe geamul din spate. Și l-am pus pe geamul din spate. Frumos, o săptămână, două, nu a fost nicio problemă. După vreo 3 săptămâni, într-o dimineață când mă trezesc, găsesc amendă pe geamul mașinii. Am parcat neregulamentar. Cum, domnule, am parcat neregulamentar? Că am parcat pe locul meu pe care parcasem de câteva luni de zile. M-am uitat de jur împrejur al mașinii, aveam permisul de parcare vizibil, frumos, pe geamul din spate. Și zic, domnule, cum să primesc amendă? Am luat amendă, m-am uitat la ea, trebuia să-mi trimită chitanța prin poștă. Zic, când o să primesc chitanța prin poștă, o să o contest și o să-mi anuleze amenda. Abia așteptam să-mi trimită amenda. Zic, domnule, n-a putut și ofițerul ăsta de parcări să dea și el tura la mașină, că se vedea foarte clar permisul de parcare pe geamul din spate. Am făcut poză la mașină din toate părțile, să arăt în poză că se vede permisul de parcare frumos. Dar un gând îmi spune, ia, domnule, permisul din spate și pune-l pe geamul din față. Dar am zis, nu! Să se miște și agentul de parcări, că nu e greu să se uite pe geamul din spate. Fiți atenți, dragii mei. A doua dimineață am primit a doua amendă. A doua amendă. Fierbeam, nu mai puteam. Cum, domnule? Afișez eu frumos să vede permisul de parcare pe geam și ofițerul ăsta de parcări să nu dea și el o tură să se uite de jur împrejur al mașinii? Am luat amenda, zic, să-mi trimită chitanța și o contest. Am făcut iarăși poze. Tot frumos, la permisul de parcare, la mașină, să se vadă, să vedea și din față. Dacă te uitai mai bine, puteai să vezi permisul de parcare pe geamul din spate. Și zic, când o să-mi trimită amenda, o contest și sigur o câștig. A treia seară, zic, lasă că eu fac eu la ofițerul de parcări, întorc mașina invers, cu spatele spre stradă, zic, acum nu mai are cum să nu vadă permisul de parcare. Dom'le, e fix în ochii lui. Trebuie să ocolească ca să se uite din alte părți să-mi fotografieze numărul. Zic, acum e fix în ochii lui. Dau un gând, ia mă, Bogdan, permisul de pe geamul din spate și pune-l pe geamul din față. Nu! L-am lăsat acolo să-l vadă. Acum am întors mașina invers. Am mai trecut o zi, nicio amendă, zic, a văzut acum.
Zic, am dreptate. Când îmi trimite chitanța, o contest, a patra zi iarăși amendă pe parbriz. Deci, a ocolit mașina, a văzut semnul de parcare, permisul de parcare și mi-a pus amendă pe parbriz, tu mai împarte la alta mașină. Eram negru, de ciudă, nu mai puteam, m-am supărat, am luat permisul, l-am pus pe geamul din față și mi-au venit amenzile, trei amenzi. Scriu un referat de contestare a amenzilor, le explic eu acolo că, domnule, în fiecare seară permisul meu era afișat pe geamul din spate, atașez pozele și înainte să trimit e-mailul, zic, mă, dar asta e să mă uit eu un pic pe semnul din curte de parcare care descrie avertizmentul. M-am dus și pe semnul din parcare scrie așa: toate permisele de parcare trebuie afișate vizibil pe geamul din față al mașinii. Pe geamul din față al mașinii. Dragii mei, m-a rușinat. Am șters e-mailul și m-am dus și am plătit toate cele trei amenzi. Toate cele trei amenzi. De ce v-am povestit lucrul acesta? Dragii mei, uneori suntem în stare să ne ducem până în pânzele albe ca să ne scoatem dreptatea. Și de multe ori ne dăm seama că nu avem dreptate, dar e prea târziu să ne mai întoarcem și tot înainte mergem. Și tot înainte mergem. Vreau în seara aceasta să vă citesc două texte biblice care atunci când luăm cunoștință cu ele s-ar putea să ni se înroșească obrazul. 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 7, spune așa, pagina 1116, 1 Corinteni 6:7, spune așa: chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dragii mei, ați mai văzut creștini care să mai suporte paguba pentru Hristos? Ați mai văzut? Nu ne mai vine să mai suportăm paguba pentru Hristos. Vrem dreptate. Și întotdeauna când doi oameni se ceartă, amândoi au dreptate și niciunul nu vrea să se împace că celălalt a greșit. Și ne certăm cu cei din jurul nostru ca să ne scoatem dreptatea. Și de multe ori, dragii mei, lucrurile astea ne fac să pierdem mântuirea și să nu ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos. Matei, capitolul 5, versetul 38, spune așa, pagina 928: ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și ți-a haina, lasă-i și cămașa. Dacă se te țilește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două, celui ce îți cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Dragii mei, e uimitor ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos ne învață că chiar dacă ești nedreptățit, acceptă mai degrabă nedreptatea decât să scoți dreptatea cu pumnul. Pentru că Biblia spune, dragii mei, și citez un text din memorie, judecata este a Domnului, nu a mea. Putem noi oamenii să facem dreptate 100%? Niciodată. Dumnezeu ne spune, lasă judecata în mâna mea și dacă voi face eu judecată, vei avea certitudinea că este 100% dreaptă. Vreau să vă spun, dragii mei, astăzi și la tribunal dacă ne ducem și cântărește judecătorul argumentele mele și argumentele celuilalt și judecătorul este om și nu poate să facă dreptate 100% dacă este corect. Nu poate, pentru că suntem oameni.
Singurul care va putea să facă dreptate 100% este doar Dumnezeu. Și în contextul acesta, dragii mei, de ce vrem să ne facem dreptate? Oare ce va fi când Domnul Iisus Hristos va reveni și va face judecata? Vreau să vă întreb, dragii mei, vă este frică de judecată? După ce că și suferim, după ce că suntem și bolnavi, avem probleme, ne supără vecinii, știm că suntem răi, dar în ciuda tuturor nenorocirilor ăstora, ne mai și judecă Dumnezeu. Vă e frică de judecată? Iubiții mei, Dumnezeu nu e un om, atenție! Când te duci la judecată să te judeci, se prezintă doar ceea ce poți să vezi cu ochiul. Dar Biblia spune că Dumnezeu poate să vadă ceea ce ochiul nu vede. Vede ceea ce facem în ascuns când suntem în întuneric și doar noi singuri acasă. Vă e frică să fiți judecați de cineva care vede secundă de secundă ceea ce faceți? Atunci când suntem judecați pe pământul acesta, suntem judecați după ceea ce facem. Dar Dumnezeu spune că vede și intențiile din interiorul nostru pe care nu putem să le vedem din faptele noastre. Vă e frică să fiți judecați de cineva care vede motivațiile ascunse ale sufletului nostru? Și totuși, dragii mei, în Psalmul 35, Psalmistul David spune următoarele cuvinte. Psalmul 35 cu versetul 24. Judecă-mă după dreptatea ta, Doamne Dumnezeule. Cum să-ți dorești să fii judecat? Cum să-ți dorești să fii judecat de cineva care vede fiecare faptă a vieții tale? Cum să-ți dorești să fii judecat de cineva care vede motivațiile ascunse din sufletul tău? Adică tu poți să faci un bine, poți să dai un ban ca să ajuți pe cineva, dar să o faci din mândrie, dar să o faci din interes și tot vinovat ești înaintea lui Dumnezeu dacă faci lucrurile în felul ăsta. V-ați dori să fiți judecați de Dumnezeu? Și psalmistul David spune în psalmi, judecă-mă Dumnezeule. Poate să fie judecata o veste bună? Poate să fie judecata o veste bună? M-am tot gândit la lucrul acesta, dragii mei, pentru că judecata este un aspect înfiorător. Dar Biblia prezintă o altă perspectivă asupra judecății. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 18, prezintă un adevăr magistral care în seara aceasta ne va schimba perspectiva despre judecată și despre sfârșit. Ioan, capitolul 3, versetul 18, spune așa: oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului lui Dumnezeu. Dragii mei, cât de frumos vorbește Biblia! Cât de minunată este vestea aceasta! Cel care crede în Hristos nu va fi judecat! Pentru că Hristos a fost deja judecat în locul nostru, dragii mei. Hristos a luat deja pedeapsa pentru toate greșelile din viața noastră. Și dacă îl acceptăm pe Hristos, El a suferit judecata în locul nostru. Vă dați seama cât de minunată este vestea aceasta? Indiferent ce ai făcut, indiferent cum te-ai comportat, indiferent ce păcate ai avut, dacă l-ai recunoscut pe Hristos în viața ta, dacă te-ai pocăit cu adevărat și ți-ai cerut iertare pentru indiferent ce păcat ai fi săvârșit vreodată în viața aceasta, Biblia spune că nu vei fi judecat. Hristos a fost judecat în locul tău. Ba mai mult de atât, nu doar că Hristos a suferit pedeapsa
în locul nostru. Biblia vine și ne vorbește despre faptul că judecata ne aduce de fapt un avantaj nouă celor credincioși care îl acceptăm pe Hristos în viața noastră. Vreți să vedem împreună ce avem de câștigat prin judecată? Vreți să vedem împreună de ce judecată este cu adevărat o veste bună pentru cei credincioși? Apocalips, capitolul 22 cu versetul 12, este ultima carte a Bibliei, ultimul capitol al Bibliei. Spune așa, Apocalips, capitolul 22 cu 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. V-ați gândit vreodată, dragii mei, că judecata pentru cel credincios este de fapt o zi a răsplătirii? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Dragii mei, știți ce înseamnă să fii răsplătit de Dumnezeu? Înseamnă că atunci când ai fost nedreptățit pentru Hristos pe pământul acesta, Hristos te va recompensa pentru suferința pe care ai suportat-o pentru El. Înseamnă că dacă pe pământul acesta ai suportat boala de care ai suferit, cancerul pe care l-ai avut, dacă ai suportat pentru Hristos și ai rămas credincios lui Dumnezeu atunci când copilul ți-a fost bolnav, atunci când ai fost dat afară de la serviciu, Hristos, când va reveni și va face judecata, te va recompensa pentru toată suferința și tot prejudiciul pe care l-ai suportat. E incredibil, dragii mei, ce înseamnă judecata. Să te recompenseze Dumnezeu și să-ți dea și bonus. E extraordinar. Dragii mei, dacă m-ar recompensa un om este limitat. Dar să te recompenseze Regele Universului, dumneavoastră vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta? Să te recompenseze Regele Marii Britanii. Dumneavoastră credeți că Regele Marii Britanii ne va recompensa un leu pentru o suferință? Nu. Te recompensează cum? Regește. Atunci când Hristos va reveni, dacă noi am suferit pe nedrept pentru El, dacă noi am rămas credincioși în boală, dacă atunci când vecinul ne-a nedreptățit și a intrat un metru cu terenul cu gardul la noi pe teren și noi am zis, Dumnezeu să judece. Dragii mei, Dumnezeu ne va răsplăti și ne va recompensa pentru toate suferințele pe care le-am purtat pe nedrept pe pământul acesta. Cel care își face dreptate cu mâna lui, de fapt îi spune lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau recompensa ta. Vreau plata asta, după pământul ăsta, vreau bucata asta de pământ pe care o am. Vreau să vă întreb, dragii mei, este judecata o veste bună? Este o veste bună, dragii mei, doar pentru cei credincioși. Pentru că față de cei necredincioși, aceia vor trebui să suporte consecința propriilor lor fapte. În dreptul celor credincioși, Hristos a suportat consecința faptelor rele. Dar în dreptul celor necredincioși, care nu-L acceptă pe Hristos, ei înșiși vor trebui să suporte consecința faptelor lor rele. Cei credincioși vor fi recompensați pentru ceea ce au suportat pentru Hristos. Dar cei păcătoși vor fi pedepsiți pentru ceea ce au greșit față de Dumnezeu. Iubiții mei, poate că astăzi ne întrebăm, Doamne, unde ești? Am copilul bolnav și Tu nu mă vezi? Sunt bolnav de cancer, am hipertensiune arterială. Doamne, nu mai pot să mă țin pe picioare, nu mai pot să mă mai ridic din pat. Doamne, unde ești? Și avem impresia că Dumnezeu ne-a uitat și ne apropiem poate de patul ultimelor zile. Suntem pe patul de spital și ne numărăm zilele și medicul ne-a zis, mai ai 3 săptămâni de trăit. Și ne întrebăm și am vrea să fim sănătoși, Doamne, unde ești? Salvează-mă! Dragii mei, să nu uităm un lucru. Dumnezeu nu îngăduie decât ceea ce este spre binele nostru.
E greu să accepți lucrul acesta, că boala terminală pe care o ai e spre binele tău, dar Biblia ne dă asigurarea și ne spune toate lucrurile, și cele bune și cele rele, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Întărește-ți credința în Dumnezeu. Fii tare. Pune-ți toată nădejdea în El. Rezolvă-ți problema cu Hristos și când Hristos va reveni, te va recompensa pentru tot ceea ce ai suferit pentru El. Ce Dumnezeu minunat avem! Să suporte El consecința păcatelor noastre la judecat și noi să primim doar răsplata pentru ceea ce am pătimit pentru El? Ce Dumnezeu minunat avem! În seara aceasta vreau să închei cu un text. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1 și versetul 4 spune așa. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au pierit. Dragii mei, indiferent cu ce ne-am confruntat astăzi, indiferent cât de nedreaptă ni s-ar părea viața, vreau să vă aduceți aminte de cuvintele acestea ale Domnului Hristos. Să nu vi se tulbure inima. Să nu ți se tulbure inima atunci când ești dat afară din serviciu. Să nu ți se tulbure inima atunci când soțul te părăsește pentru altcineva. Să nu ți se tulbure inima. Să nu ți se tulbure inima atunci când medicul îl spune că nu mai știe ce să facă ca să te mai facă sănătos. Să nu ți se tulbure inima atunci când ți se spune că mai ai doar câteva zile de trăit. Să nu ți se tulbure inima când vezi că ai îmbătrânit și ți se apropie sfârșitul vieții. Să nu ți se tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu. Pentru că dacă ai credință în Dumnezeu, într-o bună zi, vei descoperi că tot ceea ce s-a întâmplat a fost de fapt spre binele și spre mântuirea ta. A fost de fapt din dragoste pentru tine. Să nu ți se tulbure inima, pentru că dacă nu ți se va tulbura inima și te vei încrede în Dumnezeu cu toată inima ta, atunci când Hristos va reveni, El te va recompensa pentru tot ceea ce ai suferit pentru numele Lui. Să nu ți se tulbure inima atunci când ești nedreptățit de vecinul tău, când ești nedreptățit de dușmanul tău, să nu ți se tulbure inima și să nu cauți să-ți faci tu dreptate cu mâna ta. Lasă dreptatea în mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, când va face dreptate, te va recompensa regește pentru nedreptatea pe care ai suportat-o pentru El. Să nu ți se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iubiții mei, pe pământul acesta, în mod nedrept, suferim. Pe pământul acesta se moare. Pe pământul acesta se suferă din cauza bolilor. Pe pământul acesta se suferă din cauza depresiei. Pe pământul acesta este nedreptate. Dar Hristos ne spune, așteaptă un pic. Nu te tulbura. Pentru că eu vin și voi face judecata. Și voi îndrepta lucrurile. În seara aceasta vreau să vă spun că Dumnezeu nu rămâne dator. Astăzi, când suportăm ceva pentru Hristos, când suportăm o nedreptate, când suportăm o
suferința. De fapt, Hristos ne spune, pune-o în datoria mea și când mă voi întoarce, îți voi plăti însuțit pentru tot ceea ce ai suferit. Este o veste bună judecata lui Dumnezeu? Este, dragii mei. Dar este o veste bună doar dacă ne predăm viața lui Dumnezeu. Pentru că cel care crede, cel care se pocăiește cu adevărat, nu va fi judecat, ci va fi recompensat pentru tot ceea ce a suferit pentru Hristos. Ați vrea în seara aceasta să-L primim și noi pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru? Ați vrea în seara aceasta să-L primim și noi pe Domnul Iisus Hristos ca să nu ne mai înspăimânte judecata? Ați vrea în seara aceasta să promitem lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, nu mai vreau să-mi fac dreptate cu mâna mea. Vreau să las dreptatea în mâna Ta, Doamne, Tu să faci dreptate. Vreți, frații mei? Vreți în seara aceasta să ne predăm viața în mâna lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau să primesc judecata din partea Ta ca să fiu recompensat pentru tot ceea ce am fost nedreptățit pe pământul acesta. Vreau să cred, Doamne, în ciuda la toate problemele cu care mă confrunt în viața mea. Vreți, dragii mei? Dacă vrem, vă invit ca în seara aceasta să ne rugăm din nou împreună. Să facem o rugăciune de consacrare. Însă vreau în seara aceasta, când voi face apelul, în timpul rugăciunii, dacă vrei și tu să-ți predai viața lui Dumnezeu, să ridici mâna și să spui în gândul tău, Doamne, vreau și eu să te primesc ca mântuitor al vieții mele. Vreau și eu, Doamne, să-mi dai putere să trec peste nedreptățile vieții acesteia și să mă încred în Tine. Dacă vreți cu adevărat să ne predăm viața lui Dumnezeu în seara aceasta, vă invit să ne ridicăm. Mă voi ruga de aici din față și în timpul rugăciunii, când voi spune și voi ajunge la momentul predării vieții noastre lui Dumnezeu, vă invit să ridicați mâna toți aceia care vreți să vă predați viața lui Dumnezeu. Vă invit să ne rugăm. Iubitul nostru Tată Sfânt, îți mulțumim, Tată, pentru dragostea Ta infinită față de noi. Îți mulțumim, Tată, pentru faptul că Tu ne iubești atât de mult încât Ți-ai dat viața pentru noi. Doamne Iisuse, ne dăm seama că pe pământul acesta diavolul caută să ne creeze tot felul de probleme și de nenorociri, de suferințe. Dar îți mulțumim, Tată, pentru că alături de Tine, chiar dacă trecem prin valea umbrei morții, Tu ești cu noi și ne aduci speranță. Doamne Iisuse, în seara aceasta, Tu cunoști suferințele fiecărui suflet din sala aceasta. Tu cunoști, Doamne, bolile cu care ne confruntăm. Noi am vrea, Doamne, să fim sănătoși, dar știm că Tu ai un plan mai bun și mai măreț decât avem noi. De aceea, Doamne, împlinească-se planul Tău în viața noastră. Dă-ne putere să credem din toată inima în Tine și să acceptăm planul Tău, pentru că Tu, Doamne, faci totul din dragoste și spre binele nostru. În seara aceasta, Doamne, vrem așa cum suntem să ne predăm inimile înaintea Ta. Doamne Iisuse, privește în momentul acesta spre cei care vor să-și predea viața în mâna Ta, cei care vor să Te primească în viața lor. Și Doamne Iisuse, Te rog, binecuvintează-i Tu cu prezența Ta. Doamne Iisuse, ascultă-le Tu rugăciunile și astăzi, Doamne, șterge-le Tu păcatele și greșelile din viața lor. Ajută Tu, Doamne, să înceapă o nouă viață împreună cu Tine, să-și pună toată nădejdea în Tine, ca nimic și nimeni să nu poată, Doamne, să-i îngrijoreze și să-i depărteze de Tine. Îi predau, Doamne, pe toți în mâna Ta, pentru că atunci când Tu vei reveni, niciunul, Doamne, să nu fie judecat spre o sândă, ci toți, Doamne, să fie judecați pentru viață veșnică. Adu Tu, Doamne, speranța aceasta și nădejdea aceasta în viața fiecăruia dintre noi. Căci alături de Tine, Doamne, avem doar mântuire. Îți mulțumim pentru recompensa pe care Tu o pregătești pentru a îndrepta tot răul pe care cei credincioși l-au suferit
Și te rog, Doamne, ajută Tu fiecare inimă să nu se tulbure, ci să se încreadă în Tine, în ciuda tuturor problemelor din viața aceasta. Vino, Doamne Iisuse, cât mai curând și ia-ne acasă. Aici se moare, aici e suferință, dar vrem, Doamne, să fim cu Tine o veșnicie, acolo unde nu e moarte, acolo nu e boală și acolo unde vom trăi veșnic. Binecuvintează-ne și fii cu fiecare dintre noi, căci Te-am rugat în numele Domnului Hristos. Amin. Amin. Veniți să luăm loc. Cu ocazia aceasta am vorbit despre suferință, despre probleme și despre judecată. Am văzut că, de fapt, judecata este o veste bună. Însă mâine seară vreau să vorbim despre cea mai neagră experiență a omului, și anume moartea. Titlul prezentării de mâine este S-a întors cineva de pe lumea cealaltă? Ce este dincolo? Ne sperie gândul că într-o zi nu vom mai exista. Însă Biblia prezintă o viziune strălucită, chiar și a momentului în care încetăm să mai existăm. Ce este dincolo? La ce să ne așteptăm? Și care este speranța care depășește mormântul? Vă aștept mâine seară să aflăm împreună. Până atunci, Domnul să ne binecuvinteze și să fie cu fiecare dintre noi. Amin.